Bine v-am regăsit în seara asta, la întâlnirea noastră online, și aș vrea doar foarte scurt să introduc care e tema noastră de conversație pe parcursul a câteva întâlniri de acum înainte. Vom vorbi despre accesibilitatea spațiului public, iar cele trei protagoniste care le-am avut și în discuțiile dinainte, eu, Liliana Haring, Corina Nani și Françoise Pamphile, vor fi extinse și dincolo de punctele noastre de vedere, prin încercarea de a avea în viitor și invitați care ne pot informa mai direct despre cum spațiul public e atât perceput, cât și modelat în viața noastră de zi cu zi sau în jurul nostru. Am încercat să introduc tema și prin una dintre activitățile de ultimă oră ale Corinei, care a fost implicat într-un proiect la Timișoara, sub egida ideii de atitudine inclusivă față de diverse grupuri în societatea noastră, iar una dintre picturile ei este exact pe tema discuției de astăzi, vorbind despre cum suntem diferiți, dar foarte probabil mai puternici împreună. De aici am să dau cuvântul mai departe Corinei. Poate ne spune puțin despre proiectul care l-a avut în școală din Timișoara. Mulțumesc, Lili. Din păcate, nu, eu nu am pregătit încă nimic, nici măcar un fel de imagine, ca un fel de making of cum s-a născut lucrarea în cadrul școlii generale numărul 1 din Timișoara. Cum a luat naștere acest proiect, nici totul a venit pe parcurs, pentru că faptul că suntem diferiți de culturi diferite, etnii diferite, popoare diferite, tradiții diferite, am considerat că limbajul comun, încă de când ne naștem și până în prezent, este jocul, joaca, mai ales prin felul că atrage societatea într-un spațiu public intim, în sensul acela că nu există o conversație verbală, ci doar prin elemente ludice. Știu François, că da, ok. mi-aduc aminte că de mic copil, faptul că călătoream prin străinătate și necunoscând așa de bine limba străină, în acest caz limba franceză, singurul mi-aduc aminte în parcul copii că mă jucam cu ei fără să cunosc limba, interacțiunea fiind jocul, jucăriile, diferite jocuri de societate, jocul cu mingea și așa mai departe. Pornind de la aceste amintiri din copilărie, dar și ca persoană adultă în prezent, consider că tot jocul va face parte din viața noastră pentru a comunica cu ceilalți. Este cel mai simplu mod de a comunica, un mod de a te simți bine lângă ceilalți, în comunitatea în care trăiești. Și cel mai simplu pentru a reprezenta vizuală această viziune a fost acela că o comunitate, fiind împreună, construiesc ceva, clădesc ceva. Devine o legătură mult mai strânsă când toată comunitatea participă la un proiect comun. Acest lucru l-am redat prin acele elemente simbolice, adică figurile geometrice care ne aduc aminte de legă de lemn, cum erau de a construi lumea noastră de pas a copilăriei noastre. Apoi,
Bineînțeles că se fac aluzie că este pentru copii, fiind pe clădirea școlii primare, am creat personaje de un comic aparte, dar totuși, să spun, diferit, dar împreună. Cred că e un punct de plecare fantastic, având în vedere că de multe ori poate nu ne gândim la copii în spațiu public și cât de important e pentru el. Pentru că copilul din noi rămâne întotdeauna, nu va dispărea niciodată. Întotdeauna când ne plimbăm pe stradă, vedem tot un copil lângă noi, un cărucior, ne aducem aminte cu plăcere de acele momente prin care a evoluat viața. François, mă gândeam Inocența, și da. din punctul tău de vedere, cred că mut discuția puțin către François, pentru că mă gândeam din punct de vedere arhitectural. Deci, cât de important este pentru un arhitect în domeniul public să includă și acest spațiu ludic? Sau cât de important sunt copiii în designul urban cu care ne, să zic așa, nu cu care ne confruntăm, în care existăm? Copiii și persoanele cu anumite dizabilități sunt subiecte distincte atât în proiectarea spațiilor orașului, cât și în proiectarea spațiilor unei clădiri. Dar aș fi vrut să ne întoarcem puțin la ideea de accesibilitate în spațiu public, pentru că accesibilitatea se suprapune cu atractivitatea unui loc. Adică nu-i destul să poți să intri sau să te plimbi sau să te așezi sau să-ți găsești o arie în care să desfășori o activitate într-un spațiu public. Spațiul public trebuie să fie atractiv, trebuie să aibă niște calități estetice, de iluminat, funcționale. Și atunci, din punctul meu de vedere, accesibilitatea și atractivitatea sunt simultane, adică nu avem cum să le separăm. Și cred că sunt o mulțime de elemente care explică de ce un spațiu poate să fie foarte accesibil. Poate să fie accesibil pentru că îl înțeleg. Poate să fie, de exemplu, teritoriul unei piețe îmi este accesibil în primul rând pentru că știu unde sunt, știu cum să-l traversez, știu care sunt reperele mele de spațiu. Da? Deci această idee de înțelegere a spațiului se așează și face parte din noțiunea de accesibilitate. Urmă, în mod evident, există lucruri care țin de accesibilitatea fizică, de suprafețe, de planuri înclinate, de trepte, de cât de în siguranță mă simt urcând o rampă. Există facilități pentru persoanele care nu se pot deplasa altfel decât în cărucior. Deci sunt o mulțime de elemente care țin de percepție și de confort, dar care țin și de dimensiuni fizice reale, care împreună conlucrează pentru a face un spațiu public accesibil. Îmi pare bine că faci această distinție pe care și eu o văd, dar cumva nu pot să întrevăd cum pot să merg dincolo de ea, între ideea de un spațiu accesibil și ideea de spațiu inclusiv. M-am confruntat de la bun început cu tema discuției noastre, pentru că nu am știut exact cum să traduc ceea ce
de multe ori vorbim, de exemplu, în universitate despre inclusivity. Și sunt sigură că există multe acțiuni de ce eu aș traduce în incluziune socială, care se manifestă nu doar în universitate, ci în societatea atât românească cât și cea britanică, din perspectiva căreia încerc să înțeleg spațiul public. Dar vroiam să continui puțin cu aceeași idee care a introdus-o Corina, pentru că așa sunt coincidențele, cred. Întotdeauna remarcăm mai puternic dimensiunile experienței noastre de zi cu zi, dacă se întâmplă să mai găsim o temă similară în conversațiile noastre sau în ceea ce suntem expuși în legătură cu ceilalți. Astăzi am luat o mică pauză și m-am bucurat că după 8 săptămâni a ieșit soarele și în estul Angliei. Așa că am cutreierat câteva străzi ale orășelului în care locuiesc, pe care nu am mai fost până acum. Astăzi e prima zi din nou de lockdown, doilea lockdown în Marea Britanie de anul ăsta, și bineînțeles că străzile au fost mult mai goale decât de obicei. Cumva am avut impresia că spațiul public a venit la mine, a fost mai mult al meu decât de obicei, că nu l-am împărțit cu mulți alții. Cu alte cuvinte, n-a fost un spațiu atât de inclusiv ca de obicei. Dar, pe de altă parte, am văzut în oraș ce n-am văzut înainte. Mi-am deschis ochii în alt mod. Unu, a fost deliberat că am căutat străzi pe care nu le-am cutreierat înainte. Iar doi, la aproximativ 300 de metri de mine, până acum nu am văzut că e un teren de joacă pentru copii. Pur și simplu nu l-am văzut. Deci astăzi prin ochii Corinei îmi dau seama că e un spațiu public de joacă foarte aproape, chiar peste drum, să zic așa, care efectiv poate prin faptul că ne gândim la prea multe altele, că avem alte interese, nu deschidem ochii. Dar m-am bucurat să știu că și copiii din cartierul în care locuiesc au de fapt opțiunea de a se da pe huțulușe sau hinte, nu știu exact cum le spune în diverse părți ale României, în zona în care locuiești, și mi se părea că de fapt nu are nimic disponibil pentru cei de vârste mai mici. Mai mult de atâta, cred că astăzi din nou a fost așa, preliminar la discuția noastră, aproape, să zic așa, 90% din ceilalți pe care i-am întâlnit pe stradă erau copii, pentru că școlile sunt unicele care rămân deschise complet. Deci, în afară de câteva magazine de mâncare, sunt școlile, iar când am ajuns acasă, veneau și copiii de la școală. Deci, prima dată am văzut un spațiu public care era mult mai mult pentru vârsta celor mici decât pentru ceilalți conlocuitori. Eu cred că e o calitate fabuloasă a copiilor de școală sau a copiilor care se joacă într-un spațiu. Ideea că ei în mod necondiționat și generos îl fac să se simtă binevenit pe oricine îi se alătură grupului lor. Și dacă ar fi să ne întrebăm ce înseamnă un spațiu public inclusiv, cred că ceea ce putem să substragem și să esențializăm de la un copil este că un spațiu public inclusiv este un spațiu care, cu siguranță, te determină să te simți binevenit. Indiferent dacă stai acolo singur, sau stai într-un grup, sau stai într-o comunitate. Cu alte cuvinte, reguli de cadru, de comportament, de obișnuință, te fac să te simți binevenit în locul ăla. Cum de altfel, dacă intri într-un spațiu de joacă, te întreabă cineva, hai, vino să te dai cu mine în leagăn. Pur și simplu. Da? Deci cred că din ce a spus Corina de dimensiunea ludică și
de această generozitate fabuloasă, de această bucurie de a partaja. Asta înseamnă, cred, calitatea spațiului public inclusiv, care transpare normativelor, regulilor și multor alte componente legate. E interesant că remarci faptul că bucuria de a partaja îmi pare a fi parte din profilul nostru uman. Deci așa ne începem traiectoria. Întrebarea mea ar fi unde încetăm să mai fim la fel de înclinați de a partaja spațiul nostru cu ceilalți. Și poate un fel de provocare, poate aveți și voi sugestiile voastre. Ce se întâmplă că la un moment dat pierdem acea dimensiune esențială umană prin viața care o ducem în zilele noastre, în modernitate? Mie nu mi se pare neapărat o pierdere, cât o dezobișnuire. Adică uităm să invităm pe cineva să stea lângă noi. Uităm să fim atenți când folosim un parc. Uităm să ne comportăm în așa fel încât să fie clar că avem drepturi, dar avem și obligații. Și probabil cea mai mare calitate a unui om liber este respectul față de ceilalți oameni liberi. Libertatea începe cu a respecta, nu cu a avea drepturi. Și eu cred că această dimensiune a respectului, a cumsecădeniei, a generozității, a atenției, sunt cele care trebuie reactivate, care trebuie alimentate. Corina, poate ai și tu sugestiile tale. Cred că... Mă gândeam pentru că spațiile publice se consideră că sunt accesibile pentru toată lumea. Este accesibil pentru toată lumea de a traversa, de a ajunge, de a pleca de la punctul A la punctul B. Cred că aceste spații s-au dezvoltat în timp, prin mijloacele de transport, prin bicicletă, prin mașini personale, prin promenade și așa mai departe. Spațiul accesibil este doar pentru a traversa. Asta este o considerare pentru mine într-un oraș. Să traversezi parcul, să traversezi orice pentru a ajunge la o destinație cât mai repede. Probabil că și timpul s-a mixerat, s-a dilatat, s-a tot trăim într-o viteză a informaticii și a tehnologiei. De spațiul accesibil într-un oraș consider că este accesibil doar pentru nevoile noastre de zi cu zi. Nu mai este accesibil pentru relaxare, pentru activități libere, pentru hobby. Ceea ce se observă, nu știu, în orașele din România, lipsește aceste spații pentru hobby, pentru nevoile noastre de relaxare, de a socializa cu comunitatea. Cred că e interesant ce spui tu, mai ales reflectând la discuția noastră anterioară despre temporalitate. Din nou, o dimensiune a timpului. Nu zic că este temporalitate, duce cu gândul că asta am observat, dacă eu să stau sau să pun drona deasupra orașului, asta tot, accesibilitatea spațiului pentru fiecare este să ajungă la muncă și acasă. Nu știu dacă mai... Eu cred că este o foarte mare diferență între infrastructura unui oraș, adică străzile, bulevardele, sistemul de transport și spațiile unui oraș. Pentru că spațiile unui oraș sunt de mai multe tipuri. Sunt spații de circulație, cele la care se referă Corina,
Dar există și spații de loazir, cum sunt parcurile, cum sunt amenajările în lungul unui bulevard. Deci sunt mai multe tipuri de spații. Evident că spațiile de circulație sunt aglomerate, pline de trafic, de claxoane, de semafoare, de mașini parcate aiurea. Dar acelea sunt spațiile destinate circulației. Eu cred că discuția despre accesibilitate în spațiu public se referă la domeniul public în care poți să te plimbi, poți să ai suprafețe pietonale, poți să ai parcuri. Deci nu discutăm de textura orașului generic de străzi și bulevarde. Adică pentru mine un spațiu public accesibil este, de exemplu, o stradă în care există o clădire clasică pe ale căror trepte oamenii stau. Bine, în Italia e interzis să mai stai pe trepte. Dar folosirea asta, momentul în care oamenii își iau răgazul să se așeze și să se uite la ceilalți oameni, se întâmplă atunci când vă spuneam că există acest sentiment de a fi bine primit, de a fi întâmpinat, de a fi acomodat de spațiu. Voi face doar o mică remarcă, înainte să vă amintesc că, din nefericire, timpul întotdeauna e foarte limitat în întâlnirile noastre. Avem un minut. Mai am mai mult de un minut. Vreau doar să fac o mică remarcă cu privire la această idee de spațiu de tranzit împotriva, sau în paralel cu ideea unui spațiu de destinație sau un spațiu de recreere. Cred că distinția e semnificativă și mai ales în dezbaterile actuale, mai ales acum că am avut alegeri de primari. O grămadă din dezbatere a fost despre ce poate face primarul să nu mai fim congestionați. Deci e ideea aceea în jurul acestui trafic și tranzit, ca și cum ar fi unica dimensiune a orașului, a domeniului public. E acea obsesie care predomină, spre deosebire de ideea unui parc sau, precum spuneam, o piață despre care am mai vorbit înainte, care are de fapt alte aspecte și, cred eu, care are și potențialul unei mai puternice coeziuni sociale și idei în sine de incluziune, de a funcționa mai bine. Mai vreau doar să vă întreb, înainte să încheiem discuția de astăzi, ce alte dimensiuni credeți că ar fi interesant de explorat în discuție următoare cu privire la ideea de fie incluziune, fie accesibilitate, care încă mai încercăm să o lămurim? Eu aș lega accesibilitatea și incluziunea de noțiunea de posesie. Adică, dacă tu știi că acea alee sau curte e a ta, ai grijă de ea. Și atunci, ca să poți să încurajezi folosirea armonioasă a unui spațiu, trebuie să te asiguri că reușești să-i determini pe oameni să înțeleagă că e al lor, că este proprietatea lor, că nu e o entitate abstractă, orașul sau domeniul public, că este al lor. Și atunci aceste calități de accesibil, inclusiv, ușor de înțeles, primitor și al meu, conlucrează împreună în favoarea unei utilizări ca și când ai fi acasă. Că eu cred că asta trebuie să reușim, să ne simțim acasă în spațiile orașelor noastre. Adică să fie o prolungire a spațiului nostru intim în spațiul.
ulterior. Exact. Cum văd eu, ideea în sine este, pe de-o parte, să recunoaștem că spațiul este al tuturor pentru a recunoaște ca fiind public, dar are și acea dimensiune de responsabilizare în care să înțelegem că nimeni nu poate acapara spațiul public, că e obligația noastră să îl împărțim cu ceilalți și să avem grijă de el în același timp. E una dintre dimensiunile la care m-am gândit, de fapt, pentru o tematică viitoare, eventual, cu privire la cum mai ales anumite interese sau anumite voci sunt super stridente în ultima vreme, care acaparează domeniul public în sine și poate și spațiile reale, nu doar cele virtuale sau de mass media. Dar cred că timpul nostru s-a limitat de data asta. Eu mai aștept idei de la voi între timp și sper să ne revedem curând. Bună seara pentru astăzi și vom reveni cât se poate de curând. Acum.